7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Dacă un părinte este întrebat care copil îi este mai drag, așa e că răspunde cu promptitudine asta ca și cum ai alege care deget să-l sacrifici, care dintre degete îți este mai necesar. Or, populația acum, în timpul pandemiei, când este întrebată ce îndeletniciri, ce necesități sunt mai necesare, pentru ce ar trebui mai mulți bani să pună deoparte, nu se gândește numai decât ca și părintele cu cele 5 degete. Adică cartea, filarmonica, teatru, artiștii rămân mai la coadă cumva. Și politicienii sunt cei care, în primul rând, dau acest exemplu. Sunt foarte preocupați să nu moară șantierele, să fie drumuri bune, mai ales cele spre cimitir, dar teatrele, artiștii, Dumnezeu primească. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine aflați imediat? De la capăt. Atunci când mi-am propus tema acestei discuții, volens, nolens, intru într-o zonă cumva marcată de un demnitar care a fost demis pentru o aserțiune riscantă, chiar cinică. Vă amintiți, spusese acel demnitar că COVID-ul de fapt face curățenie în rândul celor care oricum mai vreau să moară. Ei, nu vreau să-l citez. Continuând cumva această idee, COVID-ul înlătură ceea ce e în plus în societate sau ceea ce nu este neapărat necesar. Vă amintiți de piramida Maslow și așa mai departe? Și într-adevăr, acum când oamenii se gândesc la priorități, mai ales când sunt în fața unui risc de a se infecta, dispar lucrurile în aparență nu tocmai trebuincioase. Adică în prim plan volens nolens e magazinul alimentar, după aia spitalul, după aia poșta unde se dă pensia. Dar după o spaimă, iată, oamenii au început să-și revină și să uită și mai departe și ce caută. Restaurantul, vinăria, festivalul și abia apoi teatru, filarmonica, biblioteca. Și asta mă determină în mod firesc să întreb pe invitații mei dacă într-adevăr acestea sunt lucruri nenecesare. Într-adevăr, nu cumva cel care se va gândi că va ajunge ultimul trăitor pe pământ va avea grijă să-și pună deoparte conserve și nu niște cărți. Poate nu avem dreptate. Și i-am invitat în studio pe Maria Pilkin, care, iată, în perioada COVID-ului se ocupă, de fapt, de marketingul bibliotecii HDO, bibliotecii centrale, și pe Mircea Veciobanu, care este la mijloc, între evenimentul politic pe care îl observă, îl taxează, îl pune în piuneze și este scriitor, critic literar. Și dincolo, virtual, e cu noi Vitalie Ciobanu, care este la fel comentator politic la Europa Liberă, scriitor, adică volens nolens este și victimă și ghilimele călău, pentru că vrei, nu vrei, luând act și atitudine față de evenimentul politic, de prioritățile zilei, el ca și cum tot pune un fel de paravan în fața teatrului, culturii. Prin urmare, întrebarea pe care o adresez invitațiilor mei și încep cu Maria Pilkin, dacă într-adevăr cartea, cultura, teatru, filmul este un fel de apendicită care se usucă în mod firesc sau este tăiată de COVID?
Nu cred că e o apendicită. Eu și dumneavoastră vă referiți la piramida lui Maslow. Cultura, arta, le văd acolo sus. În prima săptămână de COVID, eu cred că noi toți ne-am gândit ce o să mâncăm. Eu personal, probabil că instinctele mele materne am început să-mi pun această problemă, dar cred că la sfârșitul săptămânii, dar hai să zic lunii, fiecare dintre noi, după ce a trecut de această alertă și spaimă a morții, oricum a avut nevoie de cultură și de artă. Dar pentru asta nu sunteți un client tipic. Ba nu, să știți că, bine, și arta și cultura sunt diferite, există cultura și arta înaltă, există, să zic, arta maselor largi populare, dar ea este artă și ea, să zic, radiografează acea necesitate a umanului pentru artă. Și când spun artă, nu spun neapărat frumos, cam de 100 de ani, nu, arta nu e neapărat să fie frumoasă, e în primul rând interesantă și curioasă. E acea capacitate a umanului de a imagina, de a da mai mult realității decât realitatea o dă în datele ei concrete. Domnul Ciu. Maria a început așa cu pledoarie pentru carte și pentru artă foarte frumos. Și chiar a spus bine că este acolo sus, pentru că piramida lui Maslow este sus. Deci nu este dintre cele principale. Pentru că încep cu cele ale stomacului. Nu știu cum se întâmplase că zilele astea răsfoiam niște albume de istoria artei plastice și mi-a venit în minte că atunci când o fi fiind o primă pandemie, dar nu virusii, ci niște tigri mișunau pe afară, oamenii refugiați în peșterile de la sudul Franței au făcut acele picturi extraordinare de care se miră astăzi și lumea, adică au propus o alternativă, deci nu ieșim încolo, ne creăm aici, deci în nava asta prima noastră cosmică ne facem prima galerie de artă. Și oricum, arta, literatura, întotdeauna, chiar dacă, cum spune lumea, se inspiră din realitate, e un fel de a zice, eu zic numai de aceea că s-a obișnuit lumea cu asta și alte repere nu are, dar întotdeauna propune lumea alternative. Și atunci când lucrurile merg prost aici la noi, noi copiii ne regăseam în cărțile lui Jules Verne. De ce nu s-ar regăsi și lumea dar de astăzi cu atât? Testul pe care l-a arătat acest COVID. Într-adevăr, lumea dispaimă s-a dus să facă rezerve de macaroane și hriș și nu de cărți. Abia, iată, poate spre toamnă, când s-a văzut că durează, au zis, băi, ia, hai totuși să ne vedem și de niște spectacole. Dar nu știu cum în competiția asta de alternativă câștigă restaurantele, barurile și guvernarea tot așa. Și bătea capul că o să moară industria turistică și vinicolă și nu bibliotecile și teatru. Ei, vezi că și lumea este diferită. Eu am și eu o tradiție de a mă întâlni cu niște prieteni literați o dată în săptămână. Acum ne întâlnim mai degrabă o dată la două săptămâni, deci nu ignor și eu. Dar dacă eu merg de 10 ori pe săptămână la bibliotecă, nu contează la care, la Maria sau la biblioteca mea personală, și doar o dată la două săptămâni merg la cafenea, și dacă eu aș fi personajul reprezentativ, ai zice că lumea asta, domnule, nu mănâncă, ei nu mă citesc. Mă înțeles. Da, lumea este dar eu zic să ne uităm foarte liniștiți, pentru că și până la pandemie lumea nu dădea buzna în biblioteci. Nu are nimic una cu alta. Eu cred altceva, că astăzi, spre deosebire de timpurile pe care le-am prins noi, Maria mai puțin, așa poate doar sfârșitul unei epoci, astăzi poți să în găsești... În schimb, eu să prind așa un viitor. Da. Astăzi, dacă te interesează, ai accesul la toate cărțile lumii. Deci fără excepție la toate, nu e o metaforă. Deci orice carte a lumii o poți obține într-o versiune sau alta, într-o limbă sau alta. Deci îți rămâne doar să alegi. Deci nu trebuie să te plângi. Problema puțin mai gravă și de care de obicei se plâng, eu știu că se plâng artiștii, se plâng scriitorii. Ei nu prea sunt protejați, ca să zic așa, nu li se acordă o mare atenție. Dar pentru mine, criticul literar care scriu despre cărți și sunt un antibiografist convins, scriitorul pentru mine nu există, mă interesează cărțile,
Atunci eu cărțile le am. Ce mai fond, încolo am vrut să mă duc, pentru că, da, biblioteca, raftul dumitale, e la îndemână oricând și la orice oră din noapte. Dar pentru că s-au împuținat veniturile teatrelor, artiștilor, s-ar putea tocmai să dispară ca apendicita, să se usuce. Și atunci guvernarea, în mod firesc, când nu are bani, să uită cui să dea, mă tem că la teatru mai puțin o să dea. Au fațada bibliotecii dumneavoastră, tot o să rămână așa cum o vedem vis-a-vis de Ștefan cel Mare. Noi am mai spus într-o emisiune, dar am să repet, este o rușine, o rușine de să nu se mai poate, stă banda aia și cu inscripții tipărită a patru, atenție, ca de ștucător ca în cap, vis-a-vis de Ștefan cel Mare. Deci, Vitale Ciobanu, dumneata, cum răspunzi la întrebarea asta? Ei, mă rog, e rău cu binele lui, iată, stăm mai mult în bibliotecă decât altă dată să ne ducem la bar, dar... Păi cum răspund? E și de bine, e și de rău. Sigur, în primul rând, suntem marcați de schimbarea asta radicală din viețile noastre. Toată lumea s-a dat peste cap, ne-am dat seama brusc că se poate și mai rău decât ne-am fi imaginat vreodată. E și indiferența statului, e și publicul care e mult prea subțire, nu prețuiește actul de cultură. Cum putem ajunge la o civilizație fără cetățeni cultivați, fără cetățeni lămuriți, informați și care prețuiesc inclusiv rolul artei? Acum mai este un aspect și Maria, care are un copilandru acasă, de ăsta care, căruia, cred că părinții îi dădeau peste mâini când stătea mai mult la computer. Uite, acum se descoperă că, de fapt, cei care au dexteritatea să navigheze și au învățat limbajul navigatorilor sunt avantajați. Ei, de fapt, sunt pregătiți să facă educații de la distanță, școală, să citească cărțile lumii. A? Cum e, Maria? Dar înainte de a merge spre cei avansați digital, despre cultura digitală, tot mai mult se vorbește astăzi, eu o să mă întorc la fațada mea și îmi place că zic a mea. Eu, de fapt, am moștenit-o. Și, într-adevăr, e o mare rușine. Și eu mă bucur că dumneavoastră tot mai mult vorbiți despre ea de când sunt eu acolo. Deja e un rezultat. Altceva este că ziceați și eu mă întrebam ce să răspund, că trebuie să fiu foarte așa cumva aplicată în răspunsul meu. Referitor la fațadă? Da, și vreau să zic că acest COVID și hai să pun ghilimele care vine spre cultură, spre artă, mi se pare că în cultură și în artă a venit de mult. Da, acest virus și anume acel exterior al bibliotecii mele denotă această situație, da? Aveți o scuză, alături stă o mămâie niconstruită până la urmă, drapată așa cu niște perdele de ani de zile și eu totuși pun speranță mare în faptul că domnul static, când o să-și ducă la capăt construcția de alături, poate o să îndure și o să vă facă reparații și vouă. Sună frumos, aproape utopic, revin la cultura digitală. Într-adevăr, copiii noștri sunt mult mai accelerați și mi se pare că Toffler în cărțile lui a tot vorbit despre această viteză care vine și iată, ea a venit. Rapiditatea cu care se mișcă datele, da, big data, felul în care copiii noștri se descurcă în aplicații și tehnologii e copleșitor și totodată pentru mine uneori este alarmant, pentru că îmi este frică că în această grabă le scapă niște lucruri importante, da? Acea savoare care apropo ține de cultură și de artă, să te oprești din fugă și să guști dintr-un obiect de artă, dintr-o carte, dintr-o simfonie. Apropo, azi dimineață pe pagina de Facebook a Europei Libere Moldova a apărut un filmuleț, e în limba rusă, despre o vedetă, un nume al operei metropolitane din New York. El se numește Anthony Roth Constanzo, un mare artist care a venit cu conceptul de a urca în mașină cu echipa lui și de a merge și de a cânta operă în cartier. M-am gândit la el ca la un Molière al timpului nostru, care a înțeles că dacă el, marele nume și vedetă, nu va ieși din
templul artei, da, Opera Metropolitană, s-ar putea să dispară sau să fie uitat el și echipa lui și acest templu al operei. Mi se pare că și noi, culturalii, artiștii, scritorii, va trebui să ieșim din această zonă de confort. Deci, exact ce spune Vitale, rău cu binele lui sau bățul cu două capete, pentru că din situația asta, cine o să știe să iasă mai bine, și am pornit de la dexteritatea lui Mihu, al dumneavoastră, cărăși nu doar, căruia părinții i-au interzis și i-au dozat, i-au dat rații de o oră să stea la computer, cei care pe furiș jucau la computer și au învățat și engleză din asta, acum sunt avantajați, iată, ei sunt cu un pas înainte, sau nu, Mircea? Da, este cam așa. Eu întotdeauna i-am comparat pe copiii care stau și citesc. Lumea crede că altceva decât ar trebui să citească la computer, deci navighează, pentru că exact așa navigam eu în cărți, în podul casei ascuns, pentru că părinții mei erau de părere că trebuie să citesc doar manualele școlare. Deci ceea ce este știință, este știință. Ceea ce este Jules Verne, și tot atunci îl descopeream pe Sherlock Holmes, deci al lui Conan Doyle, asta nu este serios. Eu am fost ca și copilul ascuns cu calculatorul sau cu telefonul lui, deci insistând în a un căuta. Un pod cu lanternă. Și astăzi, cum să zic, astăzi eu îmi câștig pâinea citind cărți. Mă rog, citind, comentând cărțile, dar s-ar părea că nu pot să trăiesc din asta, dar trăiesc, adică trăiesc și editând cărți, pentru că asta e meseria mea de bază, deci lucru la editură, dar până la urmă asta se răscumpără, iată, și ca și copiii despre care spui. Exact așa s-a întâmplat și eu presupuneam la început că vor supraviețui cei care se orientează și care pot. Nu se facă, pentru că ceea ce m-a mirat pe mine în lecțiile acestea online pe care le-am văzut eu câteva, cu tot efortul profesorilor, erau niște copii palide ale lecțiilor din clasă. Adică încercând să spună când de fapt ar fi trebuit să învețe pe copii să navigheze, să găsească link-urile potrivite, să știe cum să se dumerească în marea aceasta, chiar e o mare de informație, să dea, să facă o selecție, pentru că cei care nu pot și cred că, uite, am acces la internet și cu asta am rezolvat toți, întotdeauna iau prima sursă la îndemână. Puteți să verificați, întotdeauna prima sursă este cea mai vizitată și este cea mai aproximativă. Înseamnă că trebuie să știi cum să cauți. Iar motoarele de căutare... Exact așa ca și cărțile. Ai luat prima sau cea mai frumoasă de pe raft sau știi sistemul bibliotecii și știi cum să cauți. Vitalie, eram la jumătatea răspunsului despre rău cu binele lui, bățul cu două capete. Deci COVID-ul face o selecție naturală sau nu? Păi încercăm să ne adaptăm la vremurile astea pandemice și la mijloacele tehnice care ne ajută cumva să menținem un dram de normalitate, inclusiv în viața culturală. Sigur că artiștii sunt cel mai loviți, vorbesc de lista de priorități a guvernului, instituțiile de cultură, se caută soluții pentru a supraviețui, pentru a mai aduna niște fonduri, ca să nu moară galeriile de artă, să nu dispară teatrele, editurile, să mai aibă ce scoate de sub tipar, și să aibă chiar și să mai existe la modul fizic niște scriitori care să livreze editurilor manuscrise, nu? Și să mai existe și un public care să citească aceste cărți, să frecventeze galeriile de artă, să meargă la spectacole. Noi am avut în revista Contrafort primul număr din acest an, chiar o anchetă, ne și gândeam cum să demarăm anul editorial 2020. O anchetă intitulată A trăie, a scrie, a citi, a scrie pe timp de pandemie. Am adresat câteva întrebări unor scriitori de pe ambele maluri ale Prutului și lumea a participat cu multă dorință la această anchetă. Am avut, iată, bunoară, Vasile Romanciuc spunea acolo, cartea a devenit medicul nostru de familie. În aceste condiții vitrege, cartea ne salvează. Și mulți alți participanți la anchetă au confirmat, au găsit în sfârșit un timp, un răgaz pentru niște activități, niște proiecte de creație pe care le-au tot amânat, sinedii aproape, întrucât ritmul vieții, nevoile cotidiene nu le permiteau să urce puțin în turnul de fil, deci din care să comunice, nu,
cu creația, cu Dumnezeu. Vitale, scuze-mă, te rog, dar modul ăsta de a răspunde metaforic mă forțează, să forțez și eu la rândul nota și să fiu, poate, repet, mai cinic decât s-ar cuveni. Nu cumva, totuși, voi scriitorii, culturalii, vă faceți iluzii că sunteți necesari. Nu cumva, iată, COVID-ul a arătat starea reală de lucruri, când hrișca, conserva și vinul, până la urmă, sunt mai necesare societății. Starea societății a ajuns acolo încât, în mod, pardon, natural, rămâne periferică preocuparea asta pentru cultură. Eu nu fac parte, pentru mine e la fel de important și e o dramă pentru mine că filarmonica nu o să mai existe în forma în care am apucat-o. Dar mulți oameni s-ar putea să uite la noi care discutăm chiar acum. Hai, nu vă mai faceți voi pe... Păi atunci, da, în vremuri mai bune, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, oare cultura a fost mai necesară pentru masele largi populare? Adică nu ne-am răsfățat noi, artiștii, nici în perioada de dinainte a pandemiei, mai ales într-o țară săracă ca Republica Moldova, în care cultura a fost mereu și artele a cincea roată la căruță. Asta se vede după felul cum sunt susținuți creatorii de valori culturale. Nu? Atunci, la ce bun arta pe timp de război, la ce bun artiștii? Adică eu nu pot decât să protestez vehement în fața unei asemenea mentalități și a unei asemenea viziuni. Tot timpul am fost în opoziție. Asta e condiția noastră, sine qua non, vorbesc de artiști, vorbesc de creatori, în opoziție față de curentul majoritar, care n-a avut nevoie de cultură, ci doar de hriș la alimentară. Dar una să fii super, Vitali, și alta să acționezi. Iată, eu tot sunt de acord că acum o să fie un test pentru autorități, mai ales cele care o să vină după alegerile din noiembrie. Macron, atunci imediat după incendiul ăla devastator de la Paris, în foarte scurt timp s-au făcut estimări de fonduri și de vreme cât e necesară pentru ca să fie Notre-Dame refăcut, da, s-a spus 5 ani maxim. Acum chiar e un test pentru autorități, să vedem cât de repede se vor mișca ca să pună la loc acest edificiu, dacă este important și dacă nu rămâne cumva numai o lozincă electorală. Va fi un test, numai că incendiul de la Filarmonică se adaugă multelor noastre necazuri de până acum. Adică parcă am intrat într-o pantă a disoluției aici. Statul în general, sentimentul de comunitate, civismul, priza la cultură, toate sunt într-o mare criză. Adică ceea ce s-a întâmplat la Filarmonică mi se pare aproape, dacă iarăși nu sună cinic, ca să preiau expresia ta, Vasile, aproape un fapt natural, un fel de încoronare a epocii coronavirusului. Iată, mai trebuia o confirmare că statul ăsta merge foarte prost, că nu avem aceste relații profunde dintre guvernanți și cetățeni, senzația de responsabilitate reciprocă. Filarmonica era de mai mulți ani într-o stare de avarie, clădirea asta. A fost suficient timp pentru autorități să facă o revizie generală a rețelelor electrice, a canalizării, a solidității zidurilor. Nu s-a făcut și atât. Într-un an în care toate ne merg aiurea, s-a întâmplat și povestea cu Filarmonica. Nu fac iluzii că se va restabili curând Filarmonica, pentru că mereu vom avea aici alte priorități. Dar de la un punct încolo, dacă nu se va mișca ceva în conștiința publică, și vorbesc în primul rând intelectuale, ar trebui să dea semnalul ăsta către cei care încă nu înțeleg, cărora li se pare cultura a cincea roată la căruță, atunci vom rămâne în această mlaștină, în această dezabuzare și în acest fatalism iremediabil. Cum se zice în satul meu de Baștină Cinșăuți, la cel sărac și mâța-i ușărnică. Maria și Mircea, cum răspundeți dumneavoastră la întrebarea asta și cum vă simțiți și cum vă zbateți ca broasca aia în polobocul cu lapte? Când eu vă spun că nu cumva asta e starea reală de lucruri și nu sunteți necesari?
Să știți că acest sentiment apocaliptic, care ține nu doar de artă și cultură, ține în general de specie și care ne vizitează foarte des, pe mine uneori mă pune în gardă și mă întreb, oare nu mi se întâmplă din cauza celulilor mele care încep să îmbătrânească? Și atunci ele trag alarma și atunci mi se pare că lumea din care vin și pe care cumva o reprezint, de fapt o să dispară. Nu cred că o să dispară. Și apropo, domnul Mircea Veciobanu a dat o chestie esențială atunci când a spus că ascunzându-se în podul casei, de fapt se proiecta, se modela ca viitor individ. La fel, generației lui s-a interzis și să meargă în stradă, mai ales în spațiu urban. Dar trebuia să fii mai casnic, pentru că în stradă era pericolul unui degradeu moral. Sau, dar să știți că anume acolo, sau în podul casei, da, când vorbim despre o elită, sau în stradă, s-au format următoarele modele umane. Eu cred că în acea lume digitală se formează următoarele modele umane. Nu știu dacă neapărat bune și sau... se imunizează de altfel. Se vor configura cumva. Mă întorc la această, să zic, apocalipsă. Provocare. Această provocare, da. Nu cred că o să dispară. Să știți că și cultura și arta a trăit diferite paradigme și forme pe parcursul istoriei omenirii. Să știți că cultura și arta ca bun public vine cam de prin secolul 17-18. Până atunci ea mai mult a ținut de colecțiile private sau monarhice, da? Ca bibliotecă publică în general e o noțiune foarte recentă. Deci în acest risc, această criză economică culturală, s-ar putea la un moment dat cultura și arta să se retragă poate din spațiu public, ceea ce nu mi-aș dori, pentru că cel mai bun lucru care ar putea să se întâmple, dar oricum va exista și apoi va reveni. E o chestiune de flux și reflux. Desigur că banii și finanțele determină foarte multe lucruri, dar omul, cât va exista omul, el va citi și va crea. Nu Eu vorbim... mă așteptam să vă invocați exemplu pe care l-am discutat noi cu dumneavoastră împreună, sau se va reformata. Și aduc exemplu, iarăși, filarmonicii, care înainte de a arde, a dat un concert la Butuceni, un concert post-vacanță, și o întrebam pe Svetlana Bivol cum sunt plătiți. Ea așa cumva șoptindu-mi, jenată, mi-a spus, dar noi am luat salarii. E adevărat, mizerabile salariile. Dar câteva luni au luat salarii și atunci artiștii au fost dornici să iasă în fața publicului. În fața puținilor oameni care au fost admiși în teatrul ăla de la Butuceni pe baloți de paie, dar ei au venit cu costume, cu harfele, cu instrumentele grele, s-au instalat în fața a 50 de oameni și mie mi s-a părut, iată, într-adevăr, un răspuns adecvat la acest COVID care una... îi ține pe acasă pe oameni, doi, interzice să-l pline, da? Dar oamenii ăștia, și mai ales mi-a plăcut simbioza, că s-a dat un spectacol adevărat de filarmonică, în plus gazdele au dat și două pahare de vin și niște plăcinte. După mine, iată un răspuns, iată, nu-i strălucit, nu-i ingenios, nu-i foarte profitabil, dar e o rezistență. Țin să vă amintesc că Biblioteca din Alexandria a ars, temple grecești au ars, Roma a ars. De aceea eu cred că vom ști să trecem și de aceste incendii. Și Jeanne d'Arc a ars. Mircea, ne-a dat cum răspuns. Scuzați-mă, vă rog, această... Fiindcă a început asta cu incendiul, de fapt, ceea ce a ars acolo prețios, și asta m-a mirat pe mine, că au ars și instrumente muzicale, din păcate, dar și instrumentele, oricât de scumpe, pot fi, pentru că nu au ars viori stradivare. Deci, ars pianuri scumpe, au ars alte instrumente și se zice că au ars biblioteca de note muzicale, unele într-o unică variantă, ceea ce pe mine m-a lăsat perplex, pentru că astăzi, când e atât de simplu să faci copii, astăzi când există programe de cules note mult mai simple decât cele, de ce avem aceste notații într-un singur exemplar? Dar, mă rog,
poate că se repară. Eu am înțeles că Biblioteca Națională a și început să restabilească, deci să adune de o bibliotecă, deci pentru filarmonică. Ce am văzut noi la televizor, da, ars pe la colțuri, da, da, poate fi fotocopiat și probabil tipărit. Da, da, probabil. Să admitem. În ceea ce ține de edificiu propriu zis, prețios cu adevărat, da, poate că sunt cinic, dar prețios cu adevărat, prețioasă cu adevărat, era sala mică, de o acustică foarte bună, și aici eu nu sunt de acord că putem liber să ne mutăm la orheiul vechi. Nu este chiar așa. Muzica are nevoie și de o acustică bună. Și sala mică, unde am ascultat niște extraordinare recitaluri de pian, violoncel sau quartete de coarde, era apreciată ca una din cu acustică foarte bună, poate cea mai bună, deci pentru acest gen de muzică la noi. Dar este altceva, că la noi filarmonica nu și-a schimbat. Știi ce e filarmonica, iată, în comparație cu sala cu orgă, că e aici pe alături, sau cu opera, sau chiar cu Palatul Național. Sala filarmonica e un fel de uniunea scriitorilor. Pe când celelalte edificii sunt ca niște reviste literare, foarte speciale pentru un anumit gen de muzică. La filarmonică noi am avut și muzică populară, și muzică clasică, și mare orchestră simfonică, una din cele două. Eu nu știu dacă nouă ne trebuie două orchestre simfonice, dar una din ele, a lui Agafiță, este la filarmonică, cealaltă este la televiziunea lui Mustea. Noi avem public pentru un singur concert a unei orchestre simfonice și gata. Peste pe care îl ia iut orchestra. Da, dar mai este și asta. Extraordinar. Avem trei, de fapt. Și în sensul acesta, poate o reformatare ar mai însemna și asta. Adică o specializare mult mai precisă. Deci nu un fel de tot genul de muzică. Cam așa este și Palatul Național, dar eu înclină mai mult spre muzica noastră ușoară, ca să zic, pentru că e o sală mai mare și la noi concertele acestea. Da, poate că și asta ar însemna. Kirkorov n-are altă sală. Da, da. Și iar o reconstruire a faptului că eu am văzut când se prăbușea în timpul incendiului, cum toți intrase în panică, plafonul, domnule, parcă era plafonul operei din Paris pictat de Chagall sau acoperișul lui Notre-Dame. Doamne ferește, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Un pod vechi făcut din lut cu lemne, care de mult trebuia înlocuit. El nu trebuia să ardă, Doamne ferește. Păcat de candelabru, dar luăm de la președinție. Asta e altă poveste, dar eu vreau să spun altceva. Duceți-vă astăzi și o să vedeți la, într-adevăr, o clădire care se află sub protecția statului ca monument de cultură și arhitectură, este Casa Herța, fostul sediu al Muzeului de Artă Plastică. O să vedeți că plafonul de acolo e pe cale să se prăbușească, iar acolo chiar este un plafon care nu merită această soartă. Și stă de ani de zile fără niciun fel de incendiu și o să se prăbușească toată casa aceea, oricât ea este de mică, s-ar părea că nu este, să zicem, atât de și Dumnezeu. Tot în centru, Maria. Și în centru Chișinăului și nici nu ai nevoie de un incendiu. O să se prăbușească de la sine. Ori asta, după mine, cu tot respectul meu, eu știu câte eforturi depun colegii de la Ministerul Culturii, nu vreau să spun că nu fac nimic, dar de fapt, pentru că asta era întrebare, că eu nu prea înțelegeam întrebarea. Eu sunt un om antisistem sau sunt indiferent față de sistem, întotdeauna mi-am bătut capul eu ce să citesc, ce să propun altora, ce să scriu, dar atunci când vorbim despre artă, inclusiv despre scriitori, înseamnă că ar trebui prin anumite programe, de exemplu de susținere, și există acest program de susținere a editării Cărții Naționale, programul care înseamnă și o completare a fondului bibliotecilor. El există. Și revistele literare, parțial, dar sunt susținute. Exact așa ar fi trebuit și cu celelalte genuri. Pentru că ceea ce s-a întâmplat la filarmonică, aici nu e vorba de incendiu, ci e vorba de cu ce începuseși. Deci, un sistem de protecție și de pune în valoare a patrimoniului nostru cultural, în cazul de față cel muzical, pentru că eu acum înțeleg, eu aș fi spus foarte simplu că da, tu ai zis că nimeni nu prea are nevoie de scriitori, ei și Dumnezeu cu dânsii, nu au nevoie, știi, nu trebuie eu acum să zic că nu, domnule, fără să citiți cărți, eu pot să le citesc o lecție, de ce este nevoie să citiți cărți, dar nu asta e scopul meu.
pe când unele genuri, că am vorbit acum de orchestra simfonică, sigur că trebuie să fie susținute și prin această grijă, eu nu zic că ei sunt obligați, deci Ministerul Culturii sau statul în general, ci prin asta ei demonstrează au nevoie sau nu au nevoie să existe. Dar nu prea sunt vocali. Am impresia că și crâșmarii și gazdele turiștilor au fost mult prea timizi și scriitorii culturali continuă să fie timizi și spun cu jumătate de voce așa, dar nu ne vine și nouă rândul. Pentru că politicienii care taie și împart bugetele, până la urmă, iată, își bat capul, vai de mine, să nu moară stroișele. Cel puțin în domeniul nostru, cel bibliotecăresc, lucrurile sunt, să zic, în albea normalului. Ați strigat destul? Vedeți că noi am trecut, să zic, în spațiu virtual, online, și același scriitor despre care vorbiți dumneavoastră, eu îl invit la bibliotecă și el vine și cifra, impactul, este destul de bun. Și atunci, aveți creștere odată cu da, COVID-ul? Da, pentru că tocmai COVID-ul ne-a împins în acea zonă online. Și am dacă, văzut că ați făcut și abonamente și da, promoție agresivă. Și grupuri create pe rețele. Vreau să vă zic adică că... Adică nu pot să vă reproșez că sunteți pasivi. Nu, nici de cum. Doi, dacă mai ieri mă vedeați organizând evenimente cu scriitori, cu cartea acolo, acum îl invit pe scriitor la bibliotecă și chiar am după asta un produs video. Deja lucrăm la calitate pentru că din mers am învățat multe lucruri, dar ca impact acel video rămâne, să zic, în arhiva YouTube-ului nostru și atunci mă întreb că dacă nu e un pas spre bine, cum spunea și domnul Vitale Ciobanu, pentru că învățăm să ne inventăm, să ne reformatăm și să propunem ceva. Pentru că cel mai simplu ar fi să stăm jos, să ne punem scrum în cap, cenușa, exact, și să plângem. Că eu, de fapt, sunt împotriva lamentărilor și pot să fac și eu aici o paranteză de alternativă pe care, iată, presa a avut un COVID mult mai de mult. Când a apărut YouTube-ul, când presa televizată, da, televiziunile, au fost încălecate de politicieni, dându-și seama că televiziunile sunt în topul presei sus și atunci, sigur că pâlnea asta a fost folosită întâi și întâi pentru manipulare și propagandă. Și jurnaliștii unești care au vrut să aibă o voce, ce au făcut? Au ieșit pe YouTube. Exemplul cel mai bun la ruș în spațiul nostru regional este Dudi. Ce a făcut Dudi, că a lăsat în umbră NTV-ul și toate Russia Today-urile și nu știu ce, iată, le-a dat o palmă nemaipomenită. Și acum presa clasică este nevoită să alerge în urma acestor reperi, între ghilimele. Deci, COVID-ul în presa a fost, răspunsul l-a dat presa, blogerii și așa mai departe. Acum, eu, mă rog, în măsura în care pot, eu asta aștept de la oamenii culturii, scriitorii, cei care se sunt năpăstuiți și marginalizați, să propună ei formate, să vină la politicieni, mai ales în campanie, să ia de haină, să-i scuture și să spune nu uita de aceste priorități, pentru că dacă nu înțelegeți voi cât de important e să citești cărți, să-i aducă la Mircea ca la psihoterapeut și să le țin lecții de o oră pe gratis. Are Gheorghe Vodă o carte eșuată, una din cărțile interzise pe timpuri, are Pentru cădere, se numea cartea, a fost interzisă, ea a apărut mult mai târziu, refăcută cu mai multe texte, cu titlul Are pentru Manole. Pentru cei care știu legenda, se pare că e același lucru, dar esențial în timpul sovietic. Eu acum scriu despre oportuniști și disidenți în literatura din timpurile noastre, da? Ale socialismului dezvoltat. Și vă dați seama ce însemna aripi pentru cădere în timpul înfloririi socialismului, numai titlul acesta, ca și câteva mai erau, Temerea de obișnuință a lui Mihail Leonci Botaru, sau pe două maluri de război a lui Ion Vatamanu,
Blesteme în alb și negru a lui Matkovski, atât titlurile care în sine i-a făcut, codul cenzura i-a făcut decretul, disidenți, da, nu da. Ei erau disidenți, da, da. Pentru că era poezie, nu era altceva acolo. Păi, poezia lui Gheorghe Vodă, deci versurile așa care tulburau în acest sens, este că nu ne mai facem aripi pentru zbor, ne facem aripi pentru cădere. Deci doar să ne amortizeze, că nu mai suntem cei care putem să visăm la lucrurile înalte, de cel puțin să reparăm ceea ce avem și să cădem întregi de pe filarmonica care e cuprinsă de flăcări. Deci asta e partea tragică a timpului pe care îl trăim. Poetic arată frumos, nu? Chiar și poemul lui Vodă e frumos în sensul acesta. Dumitare, prognoza dumitare, totuși, cum va ieși cultura, cartea, filarmonica, teatrul din această încercare? Suntem stataliști între ghilimele, adică niște asistați. Ne-am obișnuit cu mentalitatea de asistați, că producem valori culturale, nu-i așa? Nu dăm cu târna copul, nu dăm cu mistria, și statul trebuie să susțină investiția în spirit. Iar asta nu se poate face decât în condițiile, vorbesc creația propriu-zisă, în condițiile unui anumit confort material. Că dacă alergi cu limba scoasă toată ziua să-ți hrănești copiii și să ai niște bani de facturi, sigur că nu mai ai răgazul și luxul contemplației pe care îl reclamă actul cultural. Trebuie să fim noi artiștii mai contundenți, mai insistenți, să nu uităm că un guvern, indiferent de coloratura lui politică, totuși gestionează bani publici, un buget la care contribuim și noi, prin modestele noastre capacități și virtuți, așa, și trebuie să cerem. În Republica Moldova însă avem o situație specifică, nu suntem un stat european oarecare, fie și din zona a fostului bloc sovietic. Suntem un teritoriu amenințat în continuare, avem această criză de identitate care pare insolubilă. Dacă nu vom face lucrul ăsta, nu vom ajunge la acest nivel de înțelegere, rămânem o gloată, o populație decerebrată, redusă doar la niște instincte primare. Problema e mult prea complicată, nici măcar lucrurile sunt mai grele decât în România, cu care, mă rog, ne place să ne asemănăm și spre care privim ca spre un model de... Acum când vorbeai despre România, mi-am amintit de un premier care a zburat cu elicopterul deasupra centralei de la Cernavodă și a spus că nu ne interesează colaborarea pentru că e mult prea mică. Și alt premier, așa, al zilelor de astăzi, care spunea că situația la noi e mai bună decât la Vaslui, de exemplu, unde era o explozie de COVID. Și când spui dumneata despre români, eu zic măcar la nivelul Iașului să ajungem în multe privințe. Dar paradoxul zilelor de azi este că gaz și petrol primim de la răsărit. Iar ca să reparăm Soroca, să punem acoperiș la cetate sau să reparăm Muzeul Național de Artă, cerem la români. Și pentru filarmonică, tot mai direct sau mai aluziv, autoritățile au zis, frați români, săriți, că avem nevoie. Așa că... Eu într-o zi am invitat un jurnalist vlogger la bibliotecă, pentru că vă ziceam, fac aceste produse video, și el, referindu-se la scriitor, a spus un lucru care inițial m-a iritat foarte mult, dar mi-am recăpătat calmul și mi-am dat seama că sunt totuși într-un interviu. El a spus că noi scriitorii suntem foarte comozi, noi nu ieșim din zona noastră de confort, unii dintre noi nu au nici măcar o pagină pe Facebook. Adică au fost niște afirmații aproape că radicale, care eu, având profil pe Facebook, fiind foarte activă, totuși am zis că nu e neapărat să le ai pe toate acestea și să fii un mare scriitor, cu siguranță. Și totuși apoi m-am gândit de ce a venit cu această afirmație și dacă nu este ea totuși cumva o radiografie sau un simptom a receptării scriitorului și a literaturii de masele largi populare, pentru că eu, un jurnalist, blogger de impact în Republica Moldova. Eu, ca cultural, ca să zic pretins intelectual, mi-am pus această întrebare: noi ce trebuie să facem, în primul rând, poate ca să schimbăm această părere a lui, dar doi, poate ar trebui într-adevăr să coborâm din turnul nostru de fildeș și să venim spre mase, cum a făcut-o Molière, că îmi place cazul lui. Acum, dacă tot am ajuns la final, eu
operez cu imagini și de data asta ne amintim două personaje celebre din politica moldovenească, unul care, grație televiziunii unde tragea sforile, și-a făcut o excursie prin apartament și prin biblioteca lui, țineți minte, un telejurnalist care făcea wow când a văzut coperțile, cărțile, apropo, cam din pod, așa, cărțile copertate frumos, după care alt politician ne-a făcut excursii în beci, ca să ne arate tușoncă și borcanele conservate. Comparația, mă rog, rămâne la discreția oamenilor, dar eu totuși aștept niște politicieni care, strânși de gât de oamenii intelectuali sau din proprie inițiativă, să arate că îi doare inima la fel de mult și pentru Filarmonica, așa cum a fost ea, pentru Teatrul Național, pentru Casa Hierța, pentru Biserica din Lemn de la Căușeni, pentru că oamenii au îndurat foamea și o să mai îndure și chiar la limită o să găsească forță să supraviețuiască alimentar. Și atunci o să-și dea seama, o să întindă mâna să vadă cartea de căpătâi, Biblia sau volumul de versuri al lui Eminescu. Pentru că sunt convins, fără componenta asta, este imposibilă supraviețuirea acestei pretinse națiuni. Este imposibil în general să pretinzi că poți să te integrezi într-o familie de state civilizate, pentru că noi tot trăim cu gloria că am fost partea unui spațiu sovietic unde era Samui, Citaiu și Inarod. Da. Vom continua această discuție, chiar dacă realitatea ne impune să stăm în domeniul politicului și a acestor bătălii electorale. Pe curând! Punct. Și de la capăt.